36 de partide și a câștigat 35 de trofee. Argentina nu a confirmat că echipa pariziană PSG e interesată de un transfer, dar a spus că discuțiile continuă însă. Potrivit presei franceze, PSG ar fi dispusă să-i ofere un contract pe 2 ani cu un salariu de cel puțin 40 de milioane de euro. Flacăra olimpică se va stinge astăzi în Japonia, ea marchează finalul unor jocuri olimpice marcate de pandemia de coronavirus. Spectatorii au lipsit din tribune, iar sportivii au fost susținuți doar de antrenori și de membri ai delegațiilor naționale. Înotătorii Emma McKeon și Caleb Dressel au obținut cele mai multe medalii. Australianca are numai puțin de 7, 4 de aur și 3 de bronz, iar americanul 5, toate de aur. România încheie jocurile olimpice cu 4 medalii, una de aur și 3 de argint, ceea ce înseamnă locul 46 din 85 de națiuni. Clasamentul e condus de Statele Unite, urmate de China și de Japonia. Cu detalii, Ovidiu Pețeni. România obținut o singură medalie de aur la canotaj prin dublu vârstă feminin format din Nicola Dambrovna și Simona Radi și au făcut auzitimul în România la Tokyo. Perechea de dublu mix la tenis de masă și echipajul de canoe dublu masculin pe distanța de 1000 de metri. Din cauza unor probleme de sănătate, gimnasta Larisa Iordache s-a retras din finala de la Brna. România a trimis la Tokyo 101 sportivi care au concurat la sporturi precum înot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastică artistică, tenis de masă, canoe.